O altă direcție este aceea a investiției în patrimoniul construit. Aici trebuie să recunosc că stăm foarte prost, dramatic aproape. Avem obiective de patrimoniu cu o extraordinară încărcătură culturală, istorică, care sunt într-o stare de degradare teribilă. Unele găzduiesc instituții de cultură, altele sunt pur și simplu încadrate în categoria monument istoric. Vorbeam și cu colegii mei puțin mai devreme, că aici, în mod normal, cine a fost la cârma Ministerului de cursul timpului, nu am o vină punctuală, ar fi trebuit să privească, în special PNRR-ul, ca o sursă unică de finanțare pentru obiectivele de patrimoniu. Pentru că de acolo îți vin niște bani, odată la câțiva ani, astfel încât să poți să finanțezi obiective pe care altfel statul le-ar putea finanța cu greu. La noi, la Ministerul Culturii, nu există niciun proiect de investiție în patrimoniu, cu excepția unui în care să se facă un laborator de analiză a materialelor de construcții din urma clădirilor de patrimoniu dărâmate. E un proiect foarte important, dar din păcate insuficient. Mai există o singură axă de finanțare care a fost dusă la MIBE și, din nefericire, destinația nu a fost pentru promovarea patrimoniului identitar românesc. De ce? Poate că la un moment dat cineva ar trebui să răspundă. Și atunci, avem două surse de finanțare. Una chinuită, prin care o să reușim prin Institutul Național al Patrimoniului și anume Programul Național de Restaurare, prin care o să atribuim lucrările și pentru începerea refacerii muzeului de la Torohoi. Și acolo am avut un apel la sfârșitul anului pentru lucrări în primă urgență, astfel încât mici corecturi sau mici intervenții, astfel încât să nu se degradeze obiectivele de patrimoniu, să poată fi demarate. O să lansăm un nou apel pe Planul Național de Restaurare și sper eu, în limita bugetului pe care îl avem, să putem să acoperim atât cât se poate. Mai există o sursă mai generoasă pe care doresc să o extind și suntem într-un timp proces de renegociere a unui acord de finanțare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și din care refacem Opera și Teatrul din Cluj, Biblioteca și Teatrul din Craiova, construim o operă nouă de la zero la Iași, Muzeul Național de Istorie, așezămintele Brătianu, Vila Florica și încă câte conacul Vârna Vliteanu din Suceava. Niște obiective importante care îmi doresc să fie completate și asta am discutat cu colegii din administrația locală. Îmi doresc să fie completate în măsura în care avem asigurate condițiile juridice, legale, cu obiective de peste tot din țară. Asta putem face în momentul de față.